Etapa a șasea din cele două serii ale Ligii a cincea a avut loc duminică, rundă după care ASE Creaca Jac a revenit în fotoliul de lider la egalitate de puncte cu Cetate Buciumi. Cei din Jac au învins categoric în deplasare la Largiana Românaș cu scorul de 7-1, în timp ce Cetatea Buciumi a trecut cu 4-1 de Năprădeana Năpradea. Viitorul Băbeni a reușit să câștige cu scorul de 2-0 partida de pe teren propriu cu Unirea Sălățic și a urcat pe poziția a treia în clasament cu 14 puncte. Meseșul Trez ne-a izbutit a doua victorie din acest sezon, 3-0 în fața celor de la Someșul Letca, în timp ce Someșul Gâlgău a câștigat la scor de neprezentare, 3-0 cu formația din Odorhei. Recolta Griș a pierdut fără drept de apel cu scorul de 1-3 în deplasare la ASE Tihău, în timp ce singurul scor de egalitate s-a înregistrat la partida CS Hida și Olimpia Rus, 2-2. În seria Vest, Real Crișeni își continuă seria victoriilor și după disputa cu Steaua Cosniciu, pe care a învins-o cu scorul de 5-3. Voința Derșida a câștigat cu 4-2 disputa de pe propriul teren cu Olimpic Gârceiu, iar Gloria Ban a trecut la limită 1-0 în deplasare la Chemer Camăr. ASE Zăuan s-a distrat cu Unirea Hereclean, pe care a învins-o cu 5-0, în timp ce Stejarul Sâg a obținut a treia victorie din acest campionat, 2-0 în deplasare la Luceafărul Valcău. Etapa a șaptea a Ligii a cincea se va disputa duminică de la ora 14. Partidele Olimpic Gârcei, Luceafărul Valcău din seria Vest și ASE Creaca Jac, CS Hida se vor disputa sâmbătă de la ora 14.